Colegii de facultate și prietenii din toate vremurile l-au poreclit seriosul. Probabil că și unii dintre elevii săi îi spuneau la fel și erau cu toții cât se poate de motivați să-l numească așa, pentru că este o persoană cât se poate de serioasă, are o figură de om serios și dispune de o cantitate mai mult decât serioasă de umor autentic. Extemporal peste timp la matematică este prima sa carte din care reiese clar convingerea că esența matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, ci de a face lucrurile complicate mai simple. Ea este o carte, în primul rând zic, de metodică, dar este scrisă în mod foarte uman. Nu este scrisă așa cum scriu pedagogii, că sunt profesor de pedagogie pe aici, cum scriu pedagogii cărțile de pedagogie. Este scrisă așa cum vede un matematician problema didacticii predării matematicii. Este o carte în care veți găsi și frânturi de suflet, pentru că în paginile ei se vor regăsi foști elevi, iar profesorul încă mai resaltă gândindu-se la anumite momente care s-au petrecut în clasele pe care le-a ctitorit. Ce anume l-a hotărât pe profesorul de matematică Svetoslav Kremarenko să pună pe hârtie cuvântul care începe scrierea sfârșitului unei cărți? Probabil că un rol foarte important l-a avut fostul său elev și coleg, care l-a și trecut pe lista rudelor și care i-a editat cartea, olimpicul profesor de mate HDEAN, Bogdan Enescu. Primul om care i-a sugerat că ar putea scrie o carte a fost medicul anestezist care l-a asistat la o operație efectuată în Franța, una din cele trei suportate de profesor. Cred că aceste anestezii mi-au creat așa o stare de euforie, nu știu cum să o numesc, și ce credeți că am făcut? 3 ore și jumătate a durat operația, iar eu în această perioadă, așa, i-am povestit 3 ore și jumătate, vorbind aproape în continuu, toată deplasarea, tot refugiul meu când aveam 2 sau 3 ani din Basarabia către România. Iar dânsa a fost așa de impresionat încât mi-a zis, mă știa că sunt profesor, și domn profesor, de ce nu scrieți o carte? Și asta a fost prima oară când cineva s-a gândit că ar putea să scrie o carte. Lansarea cărții a oferit ocazia autorului de a se reîntâlni cu foștii săi elevi și colegi, iar cei care nu au putut veni pentru că viețuiesc prin America, Franța și în alte multe locuri de pe glob, i-au transmis gândurile lor bune, cuprinse într-un pliant tipărit cu acest prilej. Profesorul Kremarenko a reintrat cu drag în atmosfera de neconfundat a liceului pe care l-a absolvit și unde a fost dascăl peste 30 de ani. Campus TV își va face datoria de onoare de a transmite integral filmul evenimentului într-una din zilele următoare.